Există un pasaj în Biblie care spune că Domnul Iisus, atunci când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, dar trebuie să recunosc că mai am multe până să mă asemăn și mai mult cu Iisus, așa că în seara asta nu o să am milă de voi și o să vă rog să vă ridicați în picioare. Roman, capitolul 12, primele 8 versete, este un pasaj foarte cunoscut din Sfânta Scriptură, dar atât de profund în ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească tuturor. De aceea, haideți să deschidem și Biblie, dar și mintea, și ochii, și în același timp toată atenția, să o concentrăm și să ne focusăm pe Cuvântul lui Dumnezeu, care este dădător de viață și am toată convingerea și vă rog să mă ascultați, o spun cu toată credința, asum 100%, mi-asum ceea ce spun acum. Acest cuvânt îți poate schimba viața. Acest cuvânt îți poate schimba viața cu 180 de grade într-un mod radical. Poți să pleci de aici altfel decât ai intrat. Așa că mă rog să tratezi acest cuvânt, nu pentru că este ceea ce predic eu, nu e vorba despre mine, sunt un simplu poștaș, un simplu mesager al scrisorului lui Dumnezeu, dar acest cuvânt, acest mesaj îți poate schimba viața. Roman capitolul 12, începând cu versetul 1, Apostolul Pavel începe cu un îndemn și spune așa: vă îndemn dar, fraților, și aici nu e vorba pentru cei din afara bisericii, ci este vorba pentru cei din biserica din Roma și extins, bineînțeles, și pentru biserica noastră de aici. Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia din voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe modulare și modularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare suntem modulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui, cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui, cine învață pe alții să se țină de învățătură, cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare, cine dă să dea cu inimă largă, trebuia să citesc asta înainte de colecta, cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă, cine face milostenie să o facă cu bucurie. Dumnezeu să vă binecuvânteze și cu multă bucurie știu că o să vă așezați. Nu cred că există vreun singur om din locul acesta care să nu aibă anumite așteptări legate de viața lui. Care să nu-și fi făcut anumite planuri, anumite obiective, cel puțin pe anul acesta, poate pe lunile care stau înainte, poate pe săptămâna viitoare. Și în felul acesta să nu-ți crești anumite așteptări. E absolut normal ca oameni să avem așteptări și este foarte bine. Înseamnă că avem un orizont pe care vrem să-l atingem, înseamnă că vrem să mergem înainte și înseamnă că suntem oameni care vrem să facem ceva mai mult. Mai mult cu viața noastră și nădăjduiesc mult mai bine. Numai că, vedeți, de foarte multe ori, aceste așteptări ale noastre, pentru că nu le calculăm bine, pentru că nu le calculăm cu unități de măsură potrivite, poate să fie... Dacă vreți, așteptări le numesc nerealiste. Și viața oamenilor de astăzi, și de o parte și de alta, este plină de așteptări care sunt nerealiste. De exemplu, o direcție a așteptărilor realiste este îndreptată din partea noastră spre alții. Adică eu sau tu ai niște așteptări de la alții. Dar vedeți dumneavoastră, de foarte multe ori așteptările pe care eu le-am față de alții sau de la alții,
poate să fie absolut nepotrivite, dacă vreți, nerealiste. Există o celebră revistă americană, revista Forbes, unde de regulă românii se uită curios să vadă cine sunt cei mai bogați oameni din lume. E bine să știi că nu te ajută la nimic oricum. Dar e bine să știi cine sunt cei mai bogați oameni din lume. Se schimbă clasamentul acolo în primele trei poziții. Elon Musk când mai dă câte una, mai scade o poziție, după aia iară urcă, nici nu mai știm, dar în fine. Dar revista asta, Forbes, vreau să știți că e o revistă foarte, foarte serioasă. Și în urmă cu mai mulți ani de zile, în această celebră revistă, a fost scris un articol de către un sociolog și omul acesta a alcătuit, dacă vreți, un fel de clasament, un fel de top, că mie îmi plac foarte mult cifrele și statisticile. Probabil că am avut complexul matematicii și atunci e bine să-i citești pe alții care au făcut calculele, suntem mai cumpliși tu să le faci. Dar în acest clasament realizat de revista Forbes, există, dacă vreți, un top al celor mai nepotrivite sau, dacă vreți, nerealiste așteptări pe care noi oamenii le avem de la alții. De exemplu, o așteptare foarte nerealistă, spunea acest sociolog, este că viața ar trebui să fie dreaptă. Și vreau să știți că nu e o așteptare prea realistă. De asemenea, o altă așteptare nerealistă, spune el, este aceea legată de faptul că oportunitățile ar trebui să scadă în brațe și scad pe lângă brațe de foarte multe ori. O altă așteptare nerealistă, toți ar trebui să te placă. Ceilalți, de exemplu, o altă așteptare ar trebui să fie de acord cu tine și vezi că te contrazice inclusiv soția, copiii, soacra și vii la biserică și te mai contrazic și frații. Și te duci la locul de muncă și te contrazic și ei. Și îți dai seama că probabil că ți-ai făcut așteptări nerealiste în direcția asta. De asemenea, o altă așteptare nerealistă, să te aștepți ca oamenii să te înțeleagă ce vrei să-ți spui. Nu. Știi la ce mă refer, nu? Nu. El dă din cap că da, da, bine, de fapt nu înțeles nimic. Deci cum facem? Cum ai zis? Pentru că oamenii, vedeți dumneavoastră, nu ne înțeleg de fiecare dată. Avem impresia că am fost clar în mintea noastră. Ei sunt confuzi, am lăsat în ceață. Dintre alte așteptări nerealiste, dacă vreți, în clasamentul acesta, este că lucrurile materiale te vor împlini. Sau altă așteptare, dacă vreți, nerealistă a vieții, este că tu poți să schimbi pe el sau poți să schimbi pe ea. Doamne ajută, dacă poți, ai nevoie de miracole. Sau o altă așteptare nerealistă foarte des întâlnită este că tu poți să faci ca lucrurile să meargă, să le pui în mișcare și numai nu se învârte roata. Și încerci și principiul românesc, bă, dacă nu curge, picură, dar ce faci că nici măcar nu picură? Da? Deci, sunt lucruri pe care, repet încă o dată, noi le așteptăm de la alții, le așteptăm de la viață, de la orizont și nu vin și nu se întâmplă. Și atunci probabil că ar trebui să ne corectăm puțin, să ne ajustăm aceste așteptări nerealiste pe care le putem avea legate de viața noastră. O zonă foarte mare, haideți să o spunem tipic românească, e zona căsătoriei. De la cei doi care sunt nelipsiți, care nu se lasă pe unul pe altul de mână toată viața, mă rog, viața de precurtare înainte, că după aia nu mai. După lunile alea frumoase în care el îi cântă serenade și îi spune că el o să fie cel mai minunat și în loc să înțeleagă că numai Dumnezeu e cel mai minunat și el e perfectă și ea e perfectă, dintr-o dată, după căsătorie, începe, zicea cineva, aterizarea forțată. Din al nouălea cer, nici măcar nu e așa, pregătiți-vă că aterizăm, puneți-vă centurile de siguranță, la noi nu merge așa, la noi merge direct cu parașuta, dacă o ai și pe aia. Unii și-au rupt gâtul după o lună de zile de miere sau ce-a fost, de durere, poate. Pentru că avem așteptări nerealiste, vedeți dumneavoastră, te aștepți și așteptările tale sunt înșelate. M-am întâlnit, cred că am mai spus-o, nu știu, sau poate n-am spus-o în biserică, dar dacă am spus-o nu e o problemă, că poate cineva înțelege mai bine. M-am întâlnit cu cineva proaspăt căsătorit, n-avea, cred că, nici două luni de zile și știam că s-a căsătorit și am vrut să-l felicit, pentru că așa stă frumos. Felicitări, zic, băi, cum e? Eu sunt curios, stă să recunosc. Prima întrebare, cum e? Și s-a uitat la mine și a zis, ca pe pământ. Adică, vă zic, nu trebuia să fii până nouălea cer, frate Dorel, aterizare forțată, a zis, am înțeles, Domnul să te ajute, mă rog pentru mine, te rog frumos să te rogi pentru mine. Ok, bun. Dacă discutam înainte, poate că nu erau lucrurile chiar așa.
Așteptări nerealiste, haideți să fim onești. Probabil sunt tineri care nu-s din Oradea și au venit în Oradea la facultate, mâna sus, sau ați venit aici. Oh, ok, bun, Domnul să vă binecuvânteze. Ați tot auzit că e cel mai tare oraș din România, că e super, aici ai nou Eldorado, Cluj o să fie zero, Iașu e zero, București e zero, Oradea, Nagyvarad, Varadium, aici e lumea bună și... Și de foarte multe ori, așteptările cu care ați venit aici sau aterizare, noi nu avem avioane pe aici, dar aterizare forțată există, să știți, și în cazul ăsta. Îmi plac foarte mult tinerii care merg la facultate și aud prin anul 4 că abia așteaptă să meargă la târgul de joburi, având impresia că o să fugă Bill Gates după ei. Dă-mi CV-ul, te rog, dă-mi CV-ul, că vreau neapărat să te angajez. Frații Micula, nu, dă-mi la mine, că ți-l iau eu. Nu? Și te trezești cu un CV-ul frumos, numai bine depus acolo în ramă și să-l dai la bunica ta acasă să-l țină. Pentru că foarte mulți tineri, știți bine, dezamăgiți de ce au găsit în țară, au plecat în Occident și au făcut alte așteptări nerealiste de la Occident. Dacă aș ști câți tineri am întâlnit la foarte multe conferințe de tineret în diaspora, care se dezamăgesc curând de ceea ce credeau că o să găsească în Occident, și mai că e mai bun Orient, o zis. Știți? Pentru că avem așteptări nerealiste în viață. Noi avem de la oameni așteptări, dar interesant este că ciclul ăsta nu se încheie într-o singură direcție, ci se întoarce. Și alții au de la noi așteptări nerealiste. Eu am așteptări nerealiste de la alții și alții de la mine, de asemenea. Și lucrul ăsta vreau să vă spun că, și ce se face? Când cineva, de exemplu, un prieten, poate că e soție, poate că e cineva apropiat, are din partea ta anumite așteptări și ele sunt nerealiste, ridică prea mult miza, dacă vreți, asta pe mine pune o presiune. Pe noi pune o presiune puternică. Când cineva are așteptări nerealiste de la tine, pune asupra ta o presiune teribilă. Și oamenii cedează la presiune. Dar mai mult de atât, vedeți dumneavoastră, pe mine este pusă presiune foarte mare, iar pe voi, cei care așteptați lucrul acesta, vine dezamăgirea. Și dintr-o dată, uitați-vă, așteptările nerealiste produc două victime. Și cei care așteaptă și cei de la care se așteaptă. Unii sunt dezamăgiți, alții sub presiune și unii cedează în fața acestei presiuni. Citeam în urmă cu ceva timp despre un copil premiat, nota 10. I-a spus taică-s-o și maică-s-a 10 pe linie, 10, 10, 10, 10, 10, 10. O lua la o teză, nota 7, la matematică și știu ce a făcut copilul ăsta. Atât de mare a fost presiunea psihologică pusă de părinți. Tu trebuie să fii numărul 1, tu trebuie să iei 10, tu trebuie să fii de 10. Atât de îngrozit a fost copilul când a aflat că a luat 7 la matematică, că a venit acasă și ascultați-mă, s-a sinucis. Și-a lăsat un bilet, i-a scris tatălui său, tată, îmi pare rău că te-am dezamăgit, că am luat 7 și nu 10. Pentru că așteptările nerealiste, ascultați-mă, pe care le punem asupra altora, poate să pună presiune mare asupra lor. Poate să pună o mare presiune asupra lor. Însă, dragii mei, dacă eu am așteptări nerealiste de la voi și voi aveți de la mine, și normal, vreau să ne uităm puțin în această seară la Dumnezeu, să ieșim puțin din zona așteptărilor omenești și vreau să ne uităm puțin din perspectiva lui Dumnezeu. Pentru că Roman 12 ne prezintă o perspectivă a așteptărilor lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, așteptările lui Dumnezeu pe care le are de la mine și de la tine, de la mine, de la anumite ani de pocăință, de la anumite studii, de la anumite lucruri pe care le-a investit în mine, de la fiecare din voi, Dumnezeu are niște așteptări. Însă când vine vorba despre Dumnezeu, vreau să vă spun că așteptările lui Dumnezeu sunt potrivite. Așteptările lui Dumnezeu sunt realiste. Dumnezeu nu cere, ascultați-mă, ce nu putem face. Niciodată Dumnezeu nu o să-și ceară ce nu poți să faci. A, că tu ai impresia că nu poți, că tu ai impresia că e prea mult, asta e altceva. Dar niciodată, ascultați-mă, Dumnezeu nu cere ceea ce eu sau tu nu poți să faci. Mica, capitolul 6 cu versetul 8, este un verset clasic legat de așteptările lui Dumnezeu. Ți s-a arătat penticostalule, baptistule, dacă vrei, omule, creștinule, ce este bine? Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? Asta așteaptă Dumnezeu de la tine. Astea sunt așteptările lui Dumnezeu. Vi se par nerealiste? Vi se par nejustificate? De ce spun în seara asta că așteptările lui Dumnezeu de la mine,
Așteptările pe care Dumnezeu le are de la mine și de la tine sunt potrivite, sunt realiste. Știți de ce? Pentru că sunt îndreptățite. Pentru că niciodată, ascultați-mă, Dumnezeu nu o să-mi ceară să fac ceva ce El nu a făcut. Dumnezeu nu o să-mi ceară să iubesc fără ca El, înainte de noi, a iubit ceva, ascultați-mă, ne-a iubit pe noi. Dumnezeu nu o să-mi ceară să mă duc să îmi cer iertare. Dumnezeu nu o să-mi ceară să întorc cu brațul celălalt dacă n-am fi făcut-o și El. Dumnezeu nu o să-mi ceară să binecuvântez pe cel ce mă blastă, dacă El n-ar fi făcut lucrul acesta. Ascultați-mă, când Dumnezeu așteaptă ceva de la mine și de la tine, o face pentru că este îndreptățit. Pentru că El întotdeauna înainte să ceară ceva, a făcut lucrul acela. Dumnezeu să fie lăudat și binecuvântat. De-aia, în seara aceasta, gândurile mele se îndreaptă sub forma următoare a acestui titlu, mesaj din seara aceasta. Nu înșela așteptările lui Dumnezeu. Ascultă-mă, poți să înșeli așteptările oamenilor, pentru că sunt nerealiste. S-ar putea ca eu să înșel așteptările multor oameni, dar ascultați-mă, nu avem dreptul și trebuie să o luăm foarte serios în seara asta. Nu mai înșela așteptările lui Dumnezeu. E foarte important, dragii mei, să înțelegi că Dumnezeu este îndreptățit să aibă anumite așteptări de la tine, că Dumnezeu este realist în așteptările Lui. De aceea, mă rog ca acest gând, ca acest mesaj să fie unul cât se poate de sugestiv. Nu înșela așteptările lui Dumnezeu. Și primul lucru pe care vreau să subliniez legat de asta, care relefează din textul ăsta biblic, este următorul principiu. Dumnezeu, dragii mei, așteaptă de la noi să avem o înțelegere potrivită a voii Lui. Pentru că dacă nu vrei să înșeli așteptările lui Dumnezeu, trebuie să înțelegi ce vrea Dumnezeu. Trebuie să înțelegi care este voia lui Dumnezeu. Și, dragii mei, uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Și să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți. Asta este ideea, ăsta e scopul, ăsta e targetul, ăsta e ținta, să deosebiți bine. Nu parțial, nu pe jumătăți de măsură, nu prin intuiție, ci să deosebiți bine, spune, voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Și, dragii mei, ca să nu înșel așteptările lui Dumnezeu, va trebui să înțeleg foarte bine ce înseamnă voia lui Dumnezeu. Dragii mei, în Scriptură, când vine vorba despre voia lui Dumnezeu, ea comportă două dimensiuni pe care vreau să le înțelegem în această seară. Există voia lui Dumnezeu pe care, de exemplu, teologii o numesc voia lui Dumnezeu suverană. Și este clar, voia lui Dumnezeu este suverană. Și, dragii mei, când vorbim despre voia lui Dumnezeu care este suverană, ascultă-mă bine, ea se împlinește întotdeauna, că vreau eu, că nu vreau eu, ea se împlinește. Vorba lui Nebucanețar, el face ce vrea. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu este suveran. Voia lui Dumnezeu este suverană. Ascultați-mă, putem 7 miliarde de oameni să votăm, să fim împotriva voii lui Dumnezeu. Ea se aplică. Pentru că Dumnezeu nu are nevoie de votul nostru. Pentru că Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu nu se oprește, dragii mei, în opoziția noastră. Când vine vorba de voia lui Dumnezeu, vrea să înțelegeți clar, există voia lui Dumnezeu despre care vorbim ca fiind suverană și ea se împlinește, că vrei, că nu vrei. Pe de altă parte, există în cuvântul lui Dumnezeu o altă distinție legată de voia lui Dumnezeu. Există mai apoi voia lui Dumnezeu poruncită. E cea suverană care se împlinește, că vreau, că nu vreau. Dar în același timp, e voia lui Dumnezeu poruncită. De exemplu, decalogul. Avem 10 porunci. Dragii mei, reflectă ele voia lui Dumnezeu? Sunt cele 10 porunci, decalogul, legea morală, sunt ele voia lui Dumnezeu? Cu siguranță. Sunt ele poruncite? Da, poruncile, tablele legii. Vreau să vă întreb, le împlinim noi toate? Toată lumea de pe pământ ascultă de voia lui Dumnezeu poruncită? Nu. Sunt oameni care o încalcă, mai ales în România, anumite porunci, să nu furi. Să nu vorbești trâmb. Și atunci mi-a plăcut foarte mult ce spunea cineva, un om al lui Dumnezeu, un teolog, în felul următor. Voia lui Dumnezeu suverană se împlinește în totalitate și întotdeauna, știți de ce? Pentru că Dumnezeu este rege. Pe de altă parte, voia lui Dumnezeu poruncită nu o împlinim întotdeauna și pentru asta avem mare nevoie de Iisus Hristos ca mare preot. Să ne ierte păcatele.
Gândește-te la modul serios de câte ori ne-ai încălcat voia lui Dumnezeu poruncită. Cunoști poruncile, cunoști Scriptura și cu toate acestea de foarte multe ori ajungem, dragii mei, să încălcăm voia lui Dumnezeu. E foarte important să înțelegem voia lui Dumnezeu. Dragii mei, până în capitolul 12, până în capitolul 12 din Roman, Pavel ne vorbește despre ce a făcut Dumnezeu. Neprihănirea lui Dumnezeu, credința se primește prin har, nu prin fapte. Până în capitolul 12, dacă putem împărți cartea Roman în două părți, până în capitolul 12 se vorbește despre ce a făcut Dumnezeu și Pavel ne vorbește despre ce a făcut Dumnezeu pentru noi ca să ne mântuiască. Pe de altă parte, din capitolul 12 este un punct, dacă vreți, de schimbarea direcției. De aici, din capitolul 12, se vorbește despre ce așteaptă Dumnezeu ca oamenii mântuiți să facă. Ca oamenii pocăiți să facă. Și voia lui Dumnezeu, dragii mei, este, uitați-vă, spune aici, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Ce să aduci lui Dumnezeu? Ce trebuie să aduci lui Dumnezeu? Spune cuvântul lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre. Dar eu i-am dat Domnului inima. Ce dăm noi prima dată lui Dumnezeu? Inimioara. Și avem și cântări atât de fain. Inima mea. Nu mă pun pe cântat că fugiți toți de aici. Și vreau să mai rămâneți totuși. Dar avem cântări frumoase și toți, Doamne, inima mea ți-o dau chiar azi, ție, foarte bine. Dar știi că nu-i de ajuns. Ne-am vrea să-i dăm lui Dumnezeu numai inima. M-am mai citit în școală, că atât am rămas și de la anatomie, că inima are 4 camere, 2 atri și 2 ventricule. Și dacă am putea așa, le-am împărțit cu Dumnezeu. Doamne, 2 mie, 2 ție. Mai private zone aici, nu intră nimeni. Dumnezeu zice, știi ceva, eu nu vreau să-mi dai numai inima. Că noi penticostali, în mod special, noi dăm inima lui Dumnezeu. Acolo e sentimentele și emoțiile noastre de Dumnezeu. Decibelii noștri dăm lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, știi ceva, nu vreau numai inima ta. Dăm trupul. Adică, în trupul tău, ascultă-mă bine, ai și 2 mâini. Domnul te-a binecuvântat cu 2 mâini. Și ce spune Dumnezeu? Am nevoie și de mâinile tale. Voia mea este să-mi dai tot trupul tău, nu doar inima. Vreau să-mi dai mâinile tale. Dar, Doamne, ce vrei să fac cu ele? Știi ce vreau să faci cu ele? Să nu muncești numai pentru tine. Vreau să muncești și pentru mine. Vreau să muncești și pentru cel sărac cu mâinile tale. Știi ce mai vreau cu mâinile tale? Aș vrea ca mâinile acestea, în loc să arate pe ăla, pe ăla, pe ăla, pe ăla, mâinile astea aș vrea să le ții mai sus așa și să te închini. Înțelegi? Că închinarea nu înseamnă telepatie. Închinarea înseamnă dinamică. Închinarea înseamnă exprimare. Închinarea înseamnă să zedici mâinile și să-L lauzi pe Dumnezeu și să-L binecuvântezi pe Dumnezeu. Mâinile acestea, dragii mei, Dumnezeu ni le-o da să ne închinăm cu ele. Da, folosește-ți mâinile în închinare. Mai mult de atât, cum le poți folosi? Să faci gestul acesta. Și o închinare și asta. Mâinile, dar dragii mei, trupul nu are numai mâini, trupul are și gură. Și Dumnezeu zice, știi ceva, eu știu că mi-ai dat inima, dar vreau să-mi dai și gura. Vreau când ești în biserică să te rogi, când biserica se roagă vreau să te rogi, când se cântă vreau să cânți, când trebuie să spui amin, spui, pentru că predicatorul are nevoie de un feedback câteodată. Sau să strângi tare amin, să-l trezești pe ăla de lângă tine, să-l sperii, să-i pice telefonul jos. Ai nevoie să spui lucrul acesta, folosește-ți trupul. Dumnezeu zice, nu vreau numai inima, vreau mâinile voastre în închinare. Știi ce mai vreau? Stomacul vostru. Ia puneți-l mai des, nu pe la Mesopotamia sau pe la KFC sau pe la Piața Nouă sau nu știu pe unde. Luați stomacul ăla vostru și ce faceți? Ia scutiți-l o zi, două de mâncare, în post! Dumnezeu zice, știi ceva, am nevoie și de picioarele voastre. De aia zice, veniți, aduceți înaintea lui Dumnezeu ce? Trupurile voastre. Și folosiți-vă picioarele și mergeți pentru Dumnezeu. Folosiți-vă picioarele și mergeți la spital. Folosiți-vă picioarele și mergeți, faceți evanghelizare. Folosiți-vă picioarele și puneți-vă pe genunchi și vă rugați. Pentru că, dragii mei, asta este voia lui Dumnezeu. Mai mult de atât, Dumnezeu zice, nu vreau numai inimă și trup, eu vreau și mintea voastră. Că zice să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, pentru că, dragii mei, este vorba despre un chip al veacului. Este vorba despre gândirea aceasta seculară, lumească. Dumnezeu zice, știi ceva, eu vreau ca tu să te desprinzi de sistemul de valori a lumii. Eu nu vreau să gândești ca lumea. Da, noi suntem în lume, dar noi nu avem reperele lumii. Noi nu gândim ca lumea. Noi nu gândim în tiparele culturii omenești. Noi avem o cultură a împărăției lui Dumnezeu.
Și atunci vreau să-ți folosești mintea, vreau să-mi dai mintea toată, în întregime. Dar ca să-i dai mintea lui Dumnezeu, trebuie să scap de un lucru. Să nu te mai auziți, spune aici, să nu vă potriviți chipului veacului acestea. Încetează să te mai potrivești chipului veacului acestea. Încetează, dacă toți mint, să minți și tu, să te potriviști chipului veacului acestea. Dacă toată lumea interesează numai stomacul lui și numai lumea lui, încetează să te potrivești aceste mentalități. Dacă toată lumea caută să-și vadă de plăcerile lor și de viața lor, ce spune Dumnezeu? Încetează să mai gândești ca și lumea. Dacă lumea o razna, încetează să gândești ca și lumea. Dacă lumea promovează mizeria, blasfemia, pornografia. Și ce spune Dumnezeu? Nu te potrivi chipului veacului acestuia. Ba din potrivă, alternativa lui Dumnezeu este una radicală. Transformați-vă prin noi la minții voastre. Schimbați-vă mintea, schimbați-vă felul de gândire. Pentru că Dumnezeu vrea o minte, dar o minte luminată, transformată. Ajută-ne, Domnul, asta. Pentru că dacă nu avem o minte transformată de puterea lui Dumnezeu, ajungem să o luăm razna. Ce să vă spun, că în urmă cu ceva timp, câteva luni de zile, patru păstori s-au dus să se roage pentru deschiderea unei clinici de avort. Pentru că o zis ei, Dumnezeu da liber arbitru și femeile trebuie să aibă libertatea ce să facă cu sarcinile lor. Să-și omoare copiii, pentru că, auziți, minte care nu-i născută din Dumnezeu. Patru păstori, la rugăciune, la inaugurarea unei clinici de avort. Recent am citit un lucru șocant, eu am citit o 4-5 cărți ale pastorului Andy Stanley, bă, te șochezi, parcă e săptămâna și necazul. Este unul dintre cei mai influenți pastori din lumea evanghelică, nu doar în America, ci la nivel mondial. Și Andy Stanley, auziți ce spune omul ăsta, vă citez, homosexualitatea este o afecțiune, e o boală și nu e un păcat. Ai spune unei persoane care este gay sau lesbiană că trebuie să renunțe la asta pentru a-L urma pe Hristos, auzi ce comparație faci. E ca și cum ei lua scaunul de rotile, căruciorul cu rotile, unui om care nu poate să umble pe picioare. Poftim? What? Și auziți ce spune mai departe, e și mai șocant. El zice că admiră, vă citesc, persoanele din comunitatea LGBTQ+XYZ, pentru că în ciuda felului în care sunt tratate de biserică, ei încă îl iubesc pe Iisus. Poftim? În loc să ne transformăm mintea prin Duhul lui Dumnezeu și să citești Roman capitolul 1 și să vezi ce înseamnă Dumnezeu să-i lase pe oameni mintea în voia minților blestemate, să vezi la ce ajung oamenii, nu vă mai citesc capitolul ăla că-l știți. Noi ne conformăm societății pentru că ONG-urile dau bani, fac promovare. Da, Andy Stanley prinde like-uri pe toate agențiile lor, e number one, toți fanii lui. Cu ce preț? Cu prețul de a încălca cuvântul lui Dumnezeu în picioare. Ce așteaptă Dumnezeu de la tine, de la mine? Să am o înțelegere potrivită a voii lui. Doamne, dă-ne o minte luminată. Apoi, ce mai așteaptă Dumnezeu de la noi? Și ce așteaptă? Să avem o părere potrivită despre noi înșine. Asta, ca să nu înșelăm așteptările lui Dumnezeu, va trebui să înțelegem, dragii mei, că Dumnezeu așteaptă de la noi să avem o părere potrivită despre noi înșine. Auziți versetul 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate. Ceea ce îmi place în versetul 3, în ceea ce spune Apostolul Pavel, este că Pavel nu zice, bă, ascultați-mă, voi ăștia din Roma, tu știi cine sunt eu? Eu sunt the high priest. Eu sunt apostol, superintendent, doctor în teologie la școala lui Gamaliel, Pavel. Pe mine s-au făcut minuni și semne. Eu am plantat 2000 și ceva de biserici până acum, așa că vă rog, ascultați-mă. Vă spun să faceți aia. Pe tonul ăsta vorbește Pavel? Nu. Și ce spune Pavel? Pavel, dragii mei, zice, prin harul care mi-a fost dat, îndrăznesc să vă spun celor din Roma, aveți grijă, nu vă mândriți, nu luați razna, nu vă umflați în pene, să nu aveți o părere mai înaltă decât se cuvine. Prin ce autoritate spun asta? Prin harul care mi-a fost dat.
Adică Pavel nu zice, vă poruncesc din prisma statutului de apostol pe care l-am să faceți asta, ci spune, datorită harului vă îndemn, mi-a dat Dumnezeu har și vreau să beneficiați și voi de harul acesta. Pavel nu zice, bă, eu sunt apostol. De atât de multe ori învăț de la omul ăsta niște lecții extraordinare. 1 Corinteni 15 zice Pavel, toată viața, gândiți-vă, Pavel nu s-o simți vrednic de chemarea de apostol. Spune acolo, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, fiindcă nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Eu nu sunt vrednic. Simțiri cumpătate. Ce înseamnă să ai simțiri cumpătate? Înseamnă să fii echilibrat, să nu te supraapreciezi, dar nici să nu te subestimezi. Asta înseamnă să ai o perspectivă echilibrată asupra propriei tale vieți. Adică să fii smerit. Ce spunea Mica, ce spuneam în introducere, un om smerit, dragii mei, îl caracterizează câteva lucruri. Va vorbi întotdeauna mai mult și se va gândi mai mult la alții decât la el. Oamenii care vorbesc prea mult despre ei sunt oameni care au probleme. Dar oamenii care vorbesc prea mult despre alții, dar nu, și nu vreau să spun dacă îi bârfă, îi bai. V-ați uitat la raportul pe care Iisus Hristos l-are cu Tatăl și cu Duhul Sfânt? V-ați uitat la raportul pe care Tatăl l-are cu Iisus și cu Duhul Sfânt? Noi știm, dragii mei, și credem și mărturisim că există o Sfântă Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Vă rog să urmăriți în Evanghelie dialogul dintre Tatăl, dintre Fiul și Duhul Sfânt. Și ce este superb? Întotdeauna Iisus nu o să vorbească despre El. Eu am venit să fac voia cui? Nu puneți lumina pe mine, puneți pe Tata. Eu zice, trebuie să mă duc, dar dacă vin eu, fiți atenți, dacă nu vin eu, nu vine cine? Duhul. Iisus, când vocea Tatălui apare la apa Iordanului, acesta este? Niciodată, uitați-vă, persoanele Sfintei Treimi, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, nu vorbesc despre ei. Vorbesc mult mai mult despre ceilalți. Pentru că asta înseamnă, dragii mei, să învățăm din Dumnezeu ceva. William Booth este cel care a fondat Armata Salvării. Și în ultima perioadă a vieții lui, omul ăsta a înțeles că lucrarea a luat niște proporții extraordinare. Mișcarea Armata Salvării, o mișcare de evanghelizare caritabilă, de asemenea, cu implicare în societate la vremea respectivă, s-a extins foarte mult. Și omul ăsta a înțeles că există un pericol ca totul să se centreze în jurul lor, a liderilor. Și la un moment dat le-a trimis o telegramă la toți liderii Armatei Salvării care erau răspândiți în întreaga lume. Și toată lumea aștepta un mesaj important, le-a și pregătit, o să vă trimit un mesaj foarte important, vă rog să-l ascultați, vă rog să-l citiți. Pe vremea aia erau cu telegramă, nu cu mail, ca și astăzi. Și vreau să vă pun o fotografie despre și imaginea cu telegrama pe care William Booth undeva, pare mi se în 1901-1900, le-a trimis-o la liderii de la Armata Salvării. Este acolo o telegramă, nu știu dacă puteți să vedeți. E un singur cuvânt. Others. Toți așteptau marele strategie, viziune, trei pași spre succes, o viață, cum să ne extindem. Astea sunt cuvintele lui William Booth. Alții. Ceilalți. Nu noi, ceilalți. Nu vă focusați pe voi, focusați-vă pe ceilalți. Pentru că, dragii mei, despre asta este vorba. Să aveți simțiri cumpătate despre voi. Un om smerit, dragii mei, va vedea pe altul mai presus decât se vede pe el. În Filipeni, capitolul 2, cu versetul 3, nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie. Fiecare să privească pe altul mai presus decât el însuși. Când ai împlinit ultima dată versetul ăsta? Un om smerit mai apoi, dragii mei, uitați-vă, cel caracterizează, se gândește mai mult la alții decât se gândește la el. Și vreau să vă duc într-o imagine extraordinară. Gândiți-vă să te gândești mai mult la alții decât la tine. Bă, știi ce? Când ți-e bine, parcă nu e așa de greu să te gândești la alții. Când ai 5.000 de euro puși deoparte, când ți-e frigiderul plin, când la mamă în sat acolo zacuștele stau să cadă una peste alta, când toate facturile sunt ok, plătite, bă, parcă nu e așa de... Bă, știi ce? Hai să ajutăm și noi în sărac. Știi când ți este cel mai greu să te gândești la alții? Știți când îmi este... Nu știu cum sunt alții, dar eu că mă gândesc, știți ce le vrea. Mă uit la mine. Știți când îmi este cel mai greu și dificil în viață să mă gândesc la alții?
când mi-e greu și când sunt în suferință. Știți când suntem cel mai, eu sunt cel mai egoist în viață, când sufăr. Când sufăr, nu mă mai gândesc la alții. Când trec prin suferințe, mă gândesc mai mult la mine. Și ce mi-am dat seama? E probabil punctul din viața mea în care sunt cel mai îndepărtat de Dumnezeu. Și știți de ce? Pentru că am trecut în urmă cu ceva vreme printr-o suferință și mă gândeam la mine, Doamne, toate rugăciunile mele, mine, totul e despre mine, totul e despre mine. Și dintr-o dată m-a străfulgerat în timp ce mă rugam o imagine cu Iisus Hristos care este pe cruce. În cel mai greu moment al vieții Lui, în punctul cel mai dificil din viața Lui, când era străpuns pe cruce, când era batjocorit, aia nici la cruce nu s-a oprit, nici bun simț pentru suferință și pentru moarte n-aveau. Știți ce îl găsesc pe Iisus făcând? Tată, iartă-i! Deci Iisus nu se gândește la el, se gândește, se gândește la el alții. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Ba mai mult de atât, uitați-vă, Iisus Hristos, dragii mei, se gândește la Maria și spune lui Ioan, Ioan 19 cu 25, în cel mai greu moment, cu puțin, cu câteva clipe înainte să moară, auziți, după vreo 5 ore și ceva agonizante pe cruce, spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus Hristos îi spune în felul următor, lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și soția și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Cleopa și Maria Magdalena, când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul, adică pe Ioan pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Și apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat la el acasă, pe Maria. Adică Iisus Hristos, dragii mei, când sufere, când în mod normal trebuie să te gândești la tine, bă, mai am jumătate de oră de trăit pe pământ. În mod normal trebuie să mă gândesc la mine. Iisus Hristos se gândește ce o să se întâmple cu Maria, cu mama mea, ce o să se întâmple cu ceilalți, cu ucenicii, ce o să se întâmple cu lumea asta păcătoasă. Tată, iartă-i că nu știu ce fac! Și îmi dau seama, dragii mei, că în suferință Hristos este cel mai altruist. Și îmi dau seama că noi în suferință, când este greu, când avem probleme, ne gândim numai la noi. Și Pavel spune, schimbați-vă gândirea asta. Nu mai gândiți după tiparele lumii, după instincte. În urmă cu 2 ani de zile, mai bine de 2 ani de zile, în 2020, eram în plină pandemie, centrul epidemic al lumii era undeva în nordul Italiei, zona Bergamo. Și vreau să vă spun despre un gest pe care l-a făcut un preot romano-catolic, Giuseppe Berardelli. Vă rog, puneți o poză cu el pe care am pregătit-o și vreau să vă citesc din ce spune un prestigios, o prestigioasă agenție de presă britanică, BBC. Este părintele Giuseppe Berardelli. Și ce a făcut omul ăsta? Era acolo internat în spital, erau full, știți că mureau foarte mulți oameni, n-aveau acces la oxigen, la tuburi cu oxigen și Biserica Catolică, pentru că era vorba despre un preot, a trimis un aparat special care putea să ofere oxigen. Era undeva pe hol, n-avea loc să fie internat, ci undeva pe hol, la un moment dat, primea aerul ăsta, aparatul, primit aparatul. Știți ce a făcut acest preot? Avea 72 de ani. Potrivit revistei BBC, martorul ocular, cadrelor medicale, omul acesta a cedat în mod voluntar ventilatorul său mecanic unui pacient mult mai tânăr care avea nevoie de rândul său de ventilație mecanică. Părintele a încetat din viață în noaptea de 15 pe 16 martie 2020 la spitalul din localitatea Lovere de lângă Bergamo. Adică ai un tub care îți poate salva viața, ai un aparat care îți poate salva viața și să spui, știi ceva, are el mai mare nevoie decât mine. Te vezi pe alții mai mult decât te vezi pe tine, să vezi nevoile lor mai mult decât vezi nevoile tale. Știți, dragii mei, ce înseamnă asta? Înseamnă să avem o părere potrivită despre noi înșine, în raport cu alții. 3. Dacă nu vrem să înșelăm așteptările lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem mai apoi, dragii mei, că Dumnezeu așteaptă de la noi să avem o raportare potrivită față de ceilalți. Cum să mă raportez la ceilalți? Și auziți ce spune cuvântul Domnului? Tot așa și noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, adică biserica, dar fiecare în parte suntem mădularele, unii mădulare altora. Și Apostolul Pavel ne învață în această seară, știi ceva? Dacă nu vrei să înșeli așteptările lui Dumnezeu, va trebui să te raportezi potrivit, corect, față de ceilalți. Dacă în versetul 1, dragii mei, Apostolul Pavel vorbește despre importanța trupului,
în închinare, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută. În versetul 5, el folosește imaginea trupului, și pentru ce? Pentru a vorbi despre biserică ca și o comunitate, cum? Unită. Și atunci când mă raportez la ceilalți, mă raportez ca cineva care este lângă mine și este cu mine și suntem parte dintr-un întreg care este Biserica lui Dumnezeu. Și să înțeleg în această zi și să înțeleg încă o dată că nimeni de aici, ascultați-mă, nu poate exista în afara bisericii. Că niciun modular desprins de trup nu are viață, este mort, intră în putrefacție, moare. Punct. Nu există viață în afara bisericii, în afara trupului Hristos. Și am nevoie eu și dumneavoastră, avem nevoie unii de alții. Știți de ce? Pentru că trebuie să creștem spiritual. Ai nevoie, ascultă-mă ce spun. De ce ai nevoie de biserică? Pentru că ai nevoie de cineva care să mijlocească pentru tine. Avem nevoie unii de alții, pentru că aici, în trupul lui Dumnezeu, în biserică, există învățătură și ai nevoie de învățătură, să nu prinzi toate prostiile și ereziile din lumea asta. Ai nevoie, ascultă-mă, să fii în biserică, pentru că în biserică, ascultați-mă, există protecția lui Dumnezeu. Ai nevoie să fii în biserică pentru că ești mult mai păzit, ești mult mai păzit de atacurile celui rău, ești mult mai vulnerabil în afară. Trebuie să fim în biserică, avem nevoie unii de alții, dragii mei, avem nevoie unii de alții de rugăciunile, de rugăciuni, de mijlociri. Avem nevoie, dragii mei, ca să primim spiritual vorbind unii de alții lucruri pe care Dumnezeu vrea. Avem nevoie unii de alții mai apoi ca să ne consultăm spiritual, că nu le știi pe toate. Trebuie să ai nevoie de altul ca să te consulți, să întrebi, nu le știi pe toate. Dar poate că lângă tine, poate că în biserică este cineva care te poate lumina, te poate ajuta. Nu neapărat trebuie să fie păstorul întotdeauna, dar să știți că păstorul face de multe ori slujba asta și o face cu bucurie. Cred că v-am zis în biserică în urmă cu mult mai mult timp, cazul unui tânăr, acum e păstor, deja e aproape de pensie, dar mi-a zis o chestie din tinerețea lui Dorel, zice, am terminat facultatea de teologie și nu eram căsătorit. Și eu leacă de bai, cum zicem noi pe la Bihorcă, dacă nu ești căsătorit și ai terminat teologia, nu te pot frații pune în slujbă. Și acum era o presiune, mama, tata, frații, toți, biserica, să rugau, Doamne, îl puneau la cauză de rugăciune, să se însoară odată, că nu îl putem ordina. Și zice, bă, a fost așa o presiune mare, păi mi-am început să mă rog, Doamne, am nevoie de o soție. Și era genul ăla de penticostal foarte autentic, într-un fel, care mergea mult pe semne în viață. Punea semne, lână, el cu Gedeon acolo, îi plăcea mult chestia aia cu Gedeon. Bă, e bun. Și a zis că la un moment dat a primit o invitație să meargă la o biserică și când a ajuns în fața bisericii, a zis, Doamne, știi ceva, dacă viitoarea mea soție, scumpa mea, e aici. Deja o numea scumpă, nici nu știa cât e de scumpă. A zis, dacă viitoarea mea, scumpa mea va fi aici, Doamne, eu pun un semn. Eu mă duc la anvon, a zis. Dar, Doamne, știi ceva? Eu mă uit numai în dreapta. Eu nu mă uit niciodată, cine v-a spus în stânga în seara asta, îmi pare rău, repoziționați-vă. Și a zis, Doamne, eu sunt cu dreapta și voi pune oile la dreapta mea. Bun, și a zis, eu mă uit numai la dreapta. Doamne, dacă, a zis, semn, unu, trebuie să fie în partea dreaptă. Doi, dacă viitoarea mea soție îi în partea dreaptă în biserica asta și asupra ei va fi o lumină specială, atunci e a mea. O mare ți credința. S-a dus în biserică, o stat la oră de rugăciune, a ajuns la anvon. După ce a ajuns la anvon, s-a rugat, s-a ridicat, s-a uitat în dreapta. Și s-a uitat, era un cor mixt. Și ce să vedeți? Am nu știu ce fel de lumină aveau în biserică, dar era un cor din ăla de luminat care cobora așa o lampă din aia, știi? Se vadă, cred că mai bine la caiete, dar era exact peste capul unei fete. Lumină specială. Nu din cer, ci din tavan. Scumpă, hidroelectrică. 3 lei, kilovatul sau nu știu. Și când au văzut-o și blondă, Doamne, a zis. Îți mulțumesc, Doamne, a zis, a mea-i. Doamne, gata, îți mulțumesc, mă căsătoresc, aleluia, am primit. Să termină programul și vrea să meargă să-i spună, vezi să noi ne căsătorim. Și totuși a zis, Doamne, eu Gedeon l-am pus încă o dată, Doamne, uite ce fac, Doamne, spun, eu, zis el, plec din biserică, mă pun pe post și rugăciune, dacă... Mă mai cheamă ăștia în următoarele 3 luni o dată să predic aici și fata e tot aici și e tot luminată, e a mea.
S-a dus acasă, s-a rugat, s-a rugat, s-a rugat, s-a rugat. Păi, eu trebuie credință, credeți-mă, la cum o predica să mă cheme o dată. Dar după 2 luni sună telefonul. Frate, vrem să te invităm. Amin, vin! Ce că ești liber, vin! Când o plecat de acasă, zice, am spus, mamă, vezi, căuta sală de nuntă, că eu mă căsătoresc. De ce? Mi-a vorbit Domnul. Doamne, pruncul meu, da. Mamă, tu n-auzi, mă însor, spuneți la rudenii, puteți să împărțiți invitația în nuntă, eu mă însor, stabiliți voi data, nu mă mai interesează. S-a dus la biserică, a pregătit o predică puternică, s-a dus la amvon, din nou în dreapta, din nou exact sub becul ăla, tot luminată, lăudasă, praise the Lord. Și acum era și păstorul lângă el și când s-a terminat programul, omor să-i spună, draga mea, hai să plecăm la notar. Și totuși, el știe că trebuie să te consulți și cu păstorul câteodată în viață. Frate păstor, ăsta, da. Eu vreau să vă întreb ceva. Vreau să mă consult cu dumneavoastră. Da, spune, frate. Frate păstor, ce puteți să-mi spuneți despre sora aia de acolo? Bă, zice, ce pot să spun? Mă, zice, eu mai puține, dar uite, aici e bărbatul ei. Du-te și întreabă pe el dacă vrei. Și mi-a zis păstorul ăsta, acum se apropie de pensie, ascultați. Și-a zis, Dorel, unde e ocazia, de cât ori e ocazia, spune-le, să aibă grijă cu becurile, cu semnele, cu toate. Oameni buni, și de ce vă spun asta? Știu că poate părea ceva, oameni buni, avem nevoie, ascultați-mă, aici în biserică, avem nevoie disperată unii de alții. Trebuie să ne consultăm unii cu alții, nu le știm pe toate. Că dacă îl întreba pe păstor din prima, Doamne, că îl păzea Dumnezeu de 3 luni de poști și rugăciune degeaba. Trebuie să ne consultăm, oameni buni. Adevărul este că nu le știm pe toate. Și ce-i frumos este că Dumnezeu, unuia de lângă mine, îi dă o revelație mult mai puternică asupra unui aspect de care eu nu-l înțeleg. Uneori, ascultați-mă, am primit în viață explicații teologice incredibile, nu din cărțile multe pe care le-am de teologie și documente și comentarii și serii de comentarii, credeți-mă că am biblioteca plină. Am primit, ascultați-mă, lecții de teologie, descoperiri, revelații teologice pe anumit text de la un om simplu. Pentru că îmi dau seama, dragii mei, că avem mare nevoie unii de alții. Avem nevoie unii de alții să ne completăm, avem nevoie unii de alții, ascultați-mă. Și Dumnezeu spune, știi ceva? Vreau să înțelegi că voia mea, eu aștept de la tine, ascultă-mă, să ai o înțelegere potrivită a voii mele, eu aștept de la tine, știi ceva? Să te comporți în modul acesta încât să nu ai o părere mai înaltă decât se cuvine despre tine. De asemenea, ce aștept eu de la tine, tu, pocăit, ascultă-mă seara asta. Așteaptă Dumnezeu de la noi ca să nu înșelăm așteptările. Dumnezeu așteaptă să avem o raportare potrivită față la ceilalți. Să înțelegi că ceilalți sunt o nevoie, nu o opțiune în viața ta. Crede-mă ce spun. Ceilalți din biserică sunt o nevoie pentru tine, nu sunt o opțiune. Sunt trupul lui Hristos, suntem mădulare unii altora. Asta e Biblie, asta e adevăr. Ce mai așteaptă Dumnezeu de la noi? Ultimul lucru, Dumnezeu așteaptă de la noi să avem o slujire potrivită cu chemarea noastră. Ce așteaptă Dumnezeu de la noi, de la mine, de la tine? Să avem o slujire potrivită cu chemarea noastră, versetul 6, deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui, cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Dumnezeu ne spune, dragii mei, în această zi, ca să nu cumva să ajungem să înșelăm așteptările, Dumnezeu așteaptă de la noi să avem o slujire potrivită cu chemarea noastră. Închinarea, dragii mei, nu poate fi despărțită de slujire. Nu poți despărți închinarea de slujire. Nu poți să fii doar închinător și să nu fii slujitor. Dragii mei, aici în Roman capitolul 12, Pavel nu doar că enumeră niște daruri, enunță niște daruri, ne și spune ce să facem cu ele, slujiți. Cine are darul ăsta, să-l slujească. Cine este chemat să se țină de slujbă, cine învață pe alții ce să facă, să țină pentru el, să dea învățătură. Cine îmbărbătează, ce să îmbărbăteze pe el, nu? Nu, să îmbărbăteze pe alții. Cine dă, să dea cu mână largă. Cine cărmuiește, să cărmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Dumnezeu ne dă darul, dragii mei. Dar darurile acestea trebuie spuse în slujire. Ajută-ne Dumnezeu la asta. Probabil că versetul 6 v-a pus niște întrebări. Cum adică, deoarece avem felurite daruri, după darul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei? Când i-a zis prorocie, s-au prins toate.
să-l întrebuințeze, auziți, după măsura credinței lui. Cum e asta? Cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Adică deși ai dar, nu poți proroci. Cum e asta? Există două explicații, dragii mei. Alegeți-vă pe care vreți, eu le iau pe amândouă, că-s bune. Prima explicație la expresia aceasta, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Măsura credinței, dragii mei, se referă probabil la măsura revelației, cred și înclin spre asta, pe care o primești printr-o profeție despre o persoană, despre o biserică, despre un eveniment care se întâmplă sau care urmează să se întâmple. Adică ce vrea să spun aici Apostolul Pavel, știi ceva, nu băga de la tine nimic. Cine are darul prorociei, spune aici, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Să-l întrebuințeze după măsura credinței tale înseamnă revelația aia pe care o primești de la Dumnezeu profetic. Ascultă-mă, nu încerca să mai bași și tu ceva de la tine. Dacă Dumnezeu ți-a spus 5 cuvinte spune. Dacă Dumnezeu ți-a dat o imagine, nu încerca să mai tu să o bagi în 3 de tu. Dacă Dumnezeu ți-a spus că au fost 2 stele, fie nu băga 3 de la tine. Mi s-a părut că mai era încă ceva. Pentru că de foarte multe ori, ascultați-mă, Dumnezeu ne dă un mesaj și e o presiune pe ăla care are daruri și spune, frate, uite ce am primit de la Domnul, dar hai să spun ce cred eu că îi. Și dintr-o dată îți proiectează impresia lui asupra voii lui Dumnezeu. Și de multe ori ajungi, de-aia fiți foarte atenți, sau există o altă explicație la ce se referă măsura credinței, se mai poate referi și la felul de credință și cantitatea, dacă vreți, de credință necesară pentru a exercita darul. De ce fel de credință ai nevoie să exerciți darul ăla? Domnul să ne ajute la asta. Domnul să ne ajute la asta. Putem avea atitudini greșite legate de daruri 100%. Putem, ascultați-mă, să ne raportăm greșit la slujire și la daruri, să avem o atitudine arogantă, bă, eu sunt proroc, eu sunt învățător, tu ce dar ai? Și eu zic, sunt dar o băgare de vină, na. Dar cum se întâlnesc astea două? Apropo, ăsta nu-i din Biblie. O altă atitudine greșită, să pretinzi că e un dar, însă, pe care nu l-ai primit de la Dumnezeu. Să crezi că e un dar pe care tu zici că l-ai primit de la Domnul, dar nu e la Domnul. Nu știu niciodată ce mi-a zis un pastor, am în America, cred că a doua oară când am fost și fost undeva într-o biserică și mi-a zis, frate, doresc să spun ce am pățit aici în biserică săptămâna trecută. Zice, bă, zice, a venit un frate, la noi, zice, fiind biserică românească în diaspora, vin, mai ales vara, vin foarte mulți din România. Și zice, primesc un bilet la anvon, un frate din România are un salut. Și nu, l-am pus. Vine un frate în față și zice, fraților, vreau să vă spun ceva. Toți. Era așa, zice, o duminică din ea dimineața plictisită, ca noi, furat de oră, nedormit. Cum a fost azi, am dormit mai puțin cu o oră. Păi parcă toți erau așa plictisiți, zice, în biserică. Plictiseară, hai să treacă programul, predica, să plecăm acasă. Și au zis, au venit fratele din România, așa un om simplu. Au zis, fraților, nu știu voi cum sunteți aici. E și tare, mă tem, zis că la cât o duceți de bine aveți voi treabă cu Dumnezeu. Eu, bogăția pentru el era contradicție cu Dumnezeu. Și au zis, știți ceva? Nu știu cum sunteți voi, au zis. Dar eu vreau să știți că m-am rugat Domnului. Și deja au început oamenii să-și deschidă urechea, curioși. Lăsa telefoanele, TikTok-ul, tot. Și vreau să vă spun, au zis el, că m-am rugat și mi-a dat Domnul toate darurile Duhului Sfânt. Bă, când au zis toate darurile Duhului Sfânt, au căzut telefoanele pe jos. Nimeni, niciun sunet în biserică. Fraților, la mine nu merge cu unul. Doamne, mi-e dai toate sau unul, ori toate, ori niciunul. Eu așa m-am rugat, toți. Băi, nu mai mișca nici copilul, mai plângea în biserică. Nu mai trebuia suzetă, nimeni, tot, liniște de mormânt, toți. Și au zis, fraților, am primit toate darurile Duhului Sfânt. Vezi, zice, când am auzit, deja mă gândeam cum să luăm scaunele, să vină frații la rugăciune, ungere, pe culoare, acolo. Dar au zis, el zice, mi-a zis Domnul, bă, să nu te bagi la de ale grele. La o răceală, la o gripă, la... Ok, au zis, bine. Și au zis, păstorul s-a ridicat, frate, zice... Ne bucurăm dacă tu spui că Domnul ți-a dat toate darurile Duhului Sfânt, zice, eu cred că unul totuși nu l-ai primit.
Care? Înțelepciunea la nucul. A, nu l-ai primit. Mai roagă-te pentru el, o zici și Domnul va face minuni mari. Poți să ai o atitudine arogantă, greșită față de daruri. Poți să te comporți într-un mod arogant. Zice Pavel, dacă ai darul milosteniei, știi ce fac cu el? Pune-ți diplomă în casă. Am fost validat la biserică că am darul Duhului Sfânt al milosteniei. Și eu spune, pune-l în living. Am darul învățăturii și am diplomă la ITP București, la masteraș, la doctorat. Hai să ți-o pui, nu vrei? Hai, pune-ți-o aici, să mare, deasupra mesei, să vadă toată lumea când intră la tine în casă. Hai să o punem în biserică la intrare. Păstorul nostru are diplomă în teologie. Ce să faci cu ea? Dacă ai darul învățăturii, ce să faci? Învață. Dacă ai darul îmbărbătării, ce să faci? Îmbărbătează-ți nevasta toată ziua. Unii pe alții. Da, e bine. Dar Dumnezeu spune, darul ăsta vreau să-l folosești să îmbărbătezi pe alții. Și ce face omul care are darul îmbărbătării? Vine în biserică. Și ce face? Se uită și în timp ce se roagă, se uită atent. Doamne, pe cine trebuie să îmbărbătez astăzi? Și Duhul Dumnezeu spune, uită-te la el. Pare fericit, pare tot ok, dacă știi ce în inima lui, du-te și spune-i că eu Dumnezeu iubesc. Și atâta faci, te duci și să, Domnul să te binecuvânteze, Domnul te iubește. Și vezi că la învie. Am fost îmbărbătat de oameni care au darul îmbărbătării. Bă, oameni buni, când mi-au strâns la mâna și mi-au spus, Dumnezeu să te binecuvânteze, Domnul cu tine. Ascultați-mă, scurt circuit. Totul s-a dus. Am simțit că s-au rupt toate legăturile. Pentru că omul ăsta are dar. Și Dumnezeu spune, dacă l-ai, slujește cu el. Ai darul milosteniei? Deschideți ochii să vezi mâinile întinse și nevoile care sunt. Toți am primit darul de la Dumnezeu, naturale și supranaturale. Ce facem cu ele? Dar înainte de daruri, nevoie de dăruire, fraților. Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Acum vreau să te întreb. De câte ori ne-ai insulat așteptările lui Dumnezeu? De câte ori ne-ai insulat așteptările lui Dumnezeu? Ai avut așteptări de la oameni, te-au dezamăgit? Tu ai insulat așteptările altora care le-au avut față de tine? Da. Dar dincolo de ele, o să te uiți la Hristos în seara asta. De câte ori nu am înșelat așteptările lui Dumnezeu? Eram în facultate și aveam un coleg de clasă. Și noi am aflat că el acasă, în orașul lui, în biserică, avea o poreclă. Și tare mult nu-i plăcea. Și nu-i plăcea deloc să-i spunem în felul ăsta. Și când am aflat, atâta mi-a trebuit. Bă, zi și noapte, numai așa îi ziceam. A, scuze, vă ce zici? A venit la mine exasperat după câteva zile, bă, Dorel, ascultă-mă, te rog frumos să nu mai spui așa, că nu, bă, dar e funny, n-o stimă, ce-i? Bă, nu-mi place. Te rog, nu mai spune că nu-mi place. După ce mi-a zis-o foarte serios, bă, ascultă-mă, mă deranjează foarte tare, crede-mă, nu mai folosi că mă supăr. Știți că mă ținut două ceasuri. Și-a venit la mine și pentru un foarte serios mi-a zis, ascultă aici, Dorel, nu-i de glumă. E ultima dată când îți mai spun, nu mai îmi zi în felul ăla, dacă mai zici o dată, s-a terminat. Băi, hei, gata, gata, bă. 3 zile? 2 zile? Nu știu câte fost. I-am zis înapoi. Și a zis, ok, am terminat. Frați, dar nu prieteni. Știți asta? Nu știu, contradicție, frați, dar nu prieteni. Și efectiv mă țin la distanță. Și bă, și m-am dus la el și mi-am cerut iertare. Vă spun sincer și am făcut-o la un moment dat cu lacrimi, până mi-am dat seama că l-am rănit. Și am zis, bă, crede-mă, îmi pare rău, iartă-mă, te rog. Și mi-a zis, Dorel, nu te mai cred.
Bă, omule, și am spus, ascultă-mă, chiar îmi pare rău. Și mi-a zis, nu te mai cred, înțelegi? Nu te mai cred. Multe luni de zile au trebuit după aceea cumva să reluăm. Știți ce am constatat? De atâtea ori mi-a spus Dumnezeu, nu mai fă aia. De atâtea ori mi-a spus Dumnezeu, nu mai spune aia. Și am spus. Dar știți care e diferența dintre oameni și Dumnezeu? Niciodată. Niciodată. După ce am realizat că am făcut ceva greșit și m-am dus înaintea lui Dumnezeu și m-am prăbușit pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și cu lacrimi în ochi i-am cerut iertare lui Dumnezeu pentru a 50-a oară că am repetat lucrul ăla. Știți? După ce poate de 10 ori într-o zi am făcut lucrul ăla, care știu că nu-i plăcea lui Dumnezeu, poate de 20 de ori într-o săptămână, poate de, nu știu, o cuvânt, un gând, o vorbă, o reacție, când i-am cerut iertare lui Dumnezeu, ascultă-mă, niciodată Dumnezeu nu mi-a spus, nu te mai cred, pleacă. Niciodată Dumnezeu nu mi-a spus, nu te mai cred, pleacă. Ori de câte ori, ori de câte ori mi-am plecat genunchii înainte lui Iisus și mi-am cerut iertare în mod sincer și am spus, Doamne, pare rău. Întotdeauna Dumnezeu prin Duhul Sfânt mi-a spus, hai, ridică-te. Merge mai departe. Niciodată Iisus nu mi-a spus, nu te cred, nu te mai cred. Probabil că ai înșelat așteptările multor oameni și au zis, știi ceva, nu te mai cred. Probabil că ai promis că te vei schimba, probabil că ai promis că nu o să mai faci și ai făcut din nou. Și poate că ți-o zis soția, poate că ți-o zis părinții, poate că ți-o zis soțul, știu ceva, nu te mai cred, de data asta nu te mai cred, mi-ajunge, nu mai pot. Niciodată. Niciodată. Când un om vine înaintea lui Dumnezeu și noi, gândiți-vă, dacă am înșelat așteptările oamenilor, le-am înșelat, dar gândiți-vă câte așteptări ale lui Dumnezeu nu le-am înșelat. Și cu toate acestea, niciodată Dumnezeu nu a spus, pleacă de la mine, nu vreau să te mai aud, nu vreau să te mai văd. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu în această seară, Dumnezeu în această seară vrea să spună, știi ceva, eu vreau ca să-mi împlinești așteptările, dar știi, în același timp înțeleg că ești om și că ești vulnerabil și pentru asta sunt aici, vreau să te ridic, vreau să te întăresc, vreau să-ți dau putere să schimb viața, dar dragii mei, dacă este cineva pe care l-am dezamăgit, dacă este cineva căruia așteptări le-am înșelat de multe ori, ăsta a fost Dumnezeu și în această seară vreau să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ierte. Și vreau să știi că Dumnezeu te primește în seara asta. Hai să ridicăm o picioare. Și aș vrea să intrăm în rugăciune în seara asta și vreau să-i spui lui Dumnezeu, dacă sunt lucruri în viața ta pe care trebuie să le mărturisești, dacă sunt așteptări pe care Dumnezeu știe că le-a avut de la tine și cu toate acestea le-ai eșuat în a le împlini, în această zi, ascultă-mă, vin înaintea lui Dumnezeu, pentru că știi ce cred? Am toată convingerea, Iisus nu o să spună, nu te mai cred. Iisus Hristos este aici și vrea să spună, fiule, îndrăznește încă o dată, hai încă o dată, vino, vreau să ne rugăm, vreau să mijlocim. Duhul lui Dumnezeu este aici în seara asta.